să citim câteva versete de la 2 Timotei, capitolul 1. De la 2 Timotei, capitolul 1. Și vom citi de la versetul 9 până la versetul 10. Versetul 9 și 10. El ne-a mântuit și ne-a dat o chemare sfântă, nu pentru faptele noastre, ci după hotărârea Lui și după harul care ne-a fost dat în Hristos Iisus înainte de veșnicie, dar care a fost descoperit acum prin arătarea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, care a nimicit moartea și a adus la lumină viața și neputrezirea prin Evanghelie. Amin. Despre ce vreau să vorbesc? Vreau să vorbesc despre mântuire. Subiectul ăsta e văzut foarte clar în versetul 9 și este foarte interesant să observați în contextul cărții Timotei că Pavel consideră că acest subiect al mântuirii după ani de slujire, de experiență, și a lui și a lui Timotei, căruia îi scrie, care era păstor în păstor, prezbiter, cum vreți să-i spuneți, era în Efes, după ani de slujire, de experiență, oameni cu niște poziții foarte importante în biserica primară, după ani și ani și ani de experiență, de slujire, de plantare de biserică și așa mai departe, el totdeauna se întoarce la Evanghelie. Și lucrul ăsta este foarte important pentru că auzim mesajul ăsta foarte atractiv. Hai să lăsăm, am înțeles cum e cu mântuirea, cu Evanghelia, să mergem la lucruri mai profunde. Și adevărul este că Evanghelia este atât de bogată și lucrarea lui Dumnezeu, mântuirea, este atât de bogată încât dacă o viață întreagă ai stat doar pe subiectul Evangheliei și a mântuirii, tot nu ai ajunge să înțelegi deplin ce a făcut Dumnezeu pentru noi prin mântuire. Așa că dacă, asta e un fel de atracție, dacă consideri, oh, ce s-a avut eu despre mântuire? Știu deja despre mântuire, am auzit atâtea predici despre mântuire, vreau să te mai gândești puțin și să te întreb de ce Apostolul Pavel, poate cel mai mare plantator de biserici care a existat vreodată, de ce Apostolul Pavel consideră că trebuie să-i scrie unui alt slujitor, unui alt păstor despre mântuire. Cu siguranță Timotei știa ce e mântuirea, era mântuit, cu siguranță Timotei predica deja Evanghelia, avea un dar spiritual, cum vom vedea imediat, totuși Pavel consideră că trebuie să-i spună din nou despre mântuire. Și motivul pentru care face lucrul acesta este pentru că temelia întregii vieți creștine este Evanghelia. Evanghelia ne aduce mesajul despre mântuire. Temelia întregii vieți, orice trece ție prin cap din viața creștină este bazat pe Evanghelie. De exemplu, vă dau aleator un exemplu. În 2 Corinteni, Apostolul Pavel vrea să-i stimuleze pe frații din Corint să facă o strângere de ajutoare. Să dea bani. Cum să facă? Ce face Pavel? Pavel spune, Hristos, care a fost bogat, s-a făcut sărac pentru voi. Așa că, percutați, dați și voi. El se duce la Evanghelie. Când se dezbinau în Corint, ce spune el când se dezbinau? Apollo a murit pentru voi, Pavel a murit pentru voi. Vă fost răstignit vreunul dintre oameni? Nu, Hristos, cum nu zicea? Eu stau la Apollo, eu stau la Ovidiu, eu stau la Andrei. Se zice, nu vă mai dezbinați. E unul singur care contează. Cine? Hristos. Îi duce din nou la Evanghelie. Trăia în imoralitate. Ce face Pavel? V-ați făcut una cu Hristos. El întotdeauna rezolvă orice fel de problemă prin Evanghelie. De aceea, dacă înțelegi Evanghelia, ai o viață creștină. Dacă nu înțelegi Evanghelia, viața creștină va fi handicapată, va fi distorsionată. Vei fi într-un conflict cu tine însuți mereu, pentru că temelia vieții tale nu este cum trebuie. Da? Nu este, Matt Chandler, că toți l-ați avut recent, spunea, cei mai mulți evanghelici își asumă Evanghelia. Ei cred că știu Evanghelia. Noi știm Evanghelia. Ei își asumă ideea asta, doar noi știm Evanghelia. Dar de fapt nu știu. A trăi pe baza Evangheliei înseamnă să o conștientizezi mereu. Nu doar să spui, a, eu am primit Evanghelia cândva, îi acolo undeva la temelie. Ce să mă mai uit eu la temelie? Nu. Evanghelia este absolut totul. E aerul pe care respirăm. E atmosfera în care noi trebuie să trăim. Acum, un lucru, sunt sigur că pe unii dintre voi o să vă deranjeze câteva lucruri pe care o să le zic. E irelevant lucrul ăsta. Ovidiu, dacă vreau, o să mai îmbuneze puțin mesajul după aceea. Are tot timpul. Dar motivul pentru care suntem uneori recalcitranți la adevărul Scripturii despre mântuire și veți vedea care sunt punctele în care suntem de obicei recalcitranți și nu ne place și nu ne convine, zic, ăsta e Dumnezeu care mântuie. Eu n-am crezut că ăsta e Dumnezeu. N-aș putea niciodată, spun unii, să respect un asemenea Dumnezeu. N-aș putea să mă închin niciodată unui asemenea Dumnezeu. Adică un Dumnezeu care l-a proiectat el în inima lui, da? O tăiat versete din Biblie și a făcut el un Dumnezeu lui. Și eu zic, ăsta e Dumnezeu de care îmi place mie. Da? Biblia spune că în vremurile din urmă oamenii își vor da învățători după poftele lor. Oamenii își fac și Dumnezei după poftele lor. Dar din Biblie și-l fac. Nu e suficient să fii monoteist. A, noi suntem monoteiști, noi credem într-un singur Dumnezeu. Da, poți să crezi într-un singur Dumnezeu, dar făurit de mintea ta, da? Mi așa. Ăsta e Dumnezeu la care eu m-aș putea închina. Și mi-am făcut un Dumnezeu. Ăla este un idol, nu este Dumnezeu adevărat. Bun. Acum,
Ce vreau să spun este următorul lucru. Este o distinție între experimentarea mântuirii și felul în care înțelegem noi mântuirea. Este o distinție între experimentarea mântuirii și felul în care înțelegem mântuirea. De cele mai multe ori experimentăm mântuirea adevărat, nașterea din nou, dar înțelegerea corectă a acelei nașteri din nou o avem mai târziu, înțelegerea corectă. O pricepem mai târziu. De exemplu, unii oameni cred că ei au făcut tot. Eu am făcut primul pas, eu m-am întors la Dumnezeu, eu m-am hotărât, eu am ridicat mâna și vine și spune, nu, Dumnezeu te-a mântuit. Păi cum? Eu am plâns, eu m-am mărturisit, eu am venit în față, eu. Da? Tu ai experimentat cumva sentimentul pe care tu l-ai avut, pentru că Dumnezeu nu este fizic, nu este corporal, nu a venit și te-a tras de pe scaun, hai la mântuire, pentru că n-ai avut o asemenea experiență în care să te fi forțat Dumnezeu fizic vorbind, tu crezi că tu ai fost acela care a inițiat, tu ai făcut. Ei, vine, Scriptura se deschide, oriunde deschizi Scriptura și se vorbește despre mântuire, ți se spune pretutindeni ce a făcut Dumnezeu, nu ce ai făcut tu. Da? Cu alte cuvinte, experimentarea mântuirii este una. Înțelegerea mântuirii este altceva. Mulți oameni au inima regenerată, dar trebuie să aibă și mintea. Și mintea se regenerează în mod continuu prin cuvântul lui Dumnezeu. Ea trebuie să se înnoiască și să accepte ceea ce Dumnezeu spune despre mine. Dacă Dumnezeu spune că înainte eu să mă nasc, El a făcut ceva pentru mine, dacă El spune că din pântecele mamei mele, El a făcut ceva pentru mine, că după ce m-am născut, El m-a avut în vedere și a lucrat în viața mea să mă aducă la un punct, eu trebuie să cred ce spune El. Chiar dacă eu nu am fost conștient de lucrul ăsta. Mulți oameni spun, oh, cum a lucrat Dumnezeu, că eu nu mi-aduc aminte. Bineînțeles, n-avem niciunul dintre noi un aparat din ăsta cu care e conectat totdeauna la Dumnezeu, un wireless care funcționează totdeauna bine și îți aprinde beculețul când lucrează Dumnezeu în tine. O, acum lucrează Dumnezeu, iar lucrează Dumnezeu, iar lucrează Dumnezeu. Lucrarea lui Dumnezeu este tainică. Este supranaturală, dar este tainică, este spirituală, este invizibilă. Pentru că trăim într-o lume, într-o țară numită creștină, dar în practică ateistă, materialistă. Da? Oamenii sunt fixi în realitatea vizibilă, palpabilă. Atunci când vorbim despre spiritual, chiar dacă credem în Dumnezeu, avem probleme pentru că folosim categorii fizice. Categorii fizice. Când discutăm de fapt despre o lume invizibilă, spirituală, reală. Dar sunt două categorii diferite. Și vom vedea cum să îmbină lucrul ăsta. O să am trei puncte. Primul punct este, vorbim despre mântuire, ăsta este subiectul, ce a făcut Dumnezeu în noi. Da? Asta este primul punct. Ce a făcut Dumnezeu în noi? Versetul 9. El ne-a mântuit și ne-a dat o chemare sfântă. Al doilea punct. Ce a făcut Dumnezeu în veșnicie? În ce privește mântuirea noastră? Spune în versetul în continuare. După hotărârea Lui și după harul care ne-a fost dat în Hristos Iisus înainte de veșnicie. Da? Deci ce a făcut Dumnezeu în noi? În al doilea rând, ce a făcut Dumnezeu în veșnicie? Și în al treilea rând, ce a făcut Dumnezeu în Hristos? Le observați toate lucrurile, dar El ne-a mântuit, asta a făcut asupra noastră. Ce a făcut în veșnicie? După hotărârea Lui și după harul care ne-a fost dat în Hristos Iisus înainte de veșnicii. Și ce a făcut în Hristos? Versetul 10, dar care a fost descoperit acum prin arătarea Mântuitorului nostru, Hristos Iisus, care a nimicit moartea și a dus la lumină viața și neputrezirea prin Evanghelie. Deci trei puncte. Ai putea mai ușor de ținut minte trei puncte pe care le-aș putea pune cu P. Da? Este producerea mântuirii, descrisă în versetul 9. El ne-a mântuit, așa e produsă mântuirea. Este plănuirea mântuirii, El din veșnicie a hotărât lucrul ăsta. Da? Și este procurarea mântuirii care este făcută prin Domnul Iisus Hristos. Bun, haideți să ne uităm pe rând la acestea. Ce a făcut Dumnezeu în noi? Cum a produs El mântuirea? Ia auziți, El ne-a mântuit. Primul cuvânt e El. Eu sunt ofticat, sunt deranjat de mărturile pe care le aud de obicei la botez. Care sunt mărturile la botez? M-am născut într-o familie de pocăiți. Până la hotărât mai este. M-am născut într-o familie de pocăiți. Am mers la grupele de copii. Am auzit despre Domnul Iisus. Tata și cu mama m-au dus acolo. Apoi am mers la orchestră, apoi am mers la fanfară. Asta e ori, dacă nu mai știu. Da, oricum. Da, am mers la cor și într-o zi m-am hotărât să-L urmez pe Domnul. Asta e. Totul e despre eu. Nu citești în Biblie așa ceva. Eu nu zic că oamenii ăștia neapărat nu sunt mântuiți. Unii nu sunt. În mod evident nu sunt. Dar trădează o înțelegere greșită despre mântuire. Biblia spune pretutindeni, El ne-a mântuit. Luați Efeseni 2, luați pasajele clasice despre mântuire, 2 Timotei 1, Tit capitolul 3, Tit capitolul 2, pasaje clasice care dezvoltă doctrina mântuirii și întotdeauna spune Dumnezeu a făcut lucrul acesta, nu eu, da? O mărturie personală ar trebui să fie centrată în Dumnezeu. Noi ne aflăm pe un fel de orbită și centrul gravitațional este Dumnezeu, nu noi. Care noi am făcut și Dumnezeu gravitează în jurul nostru. Noi suntem centrul universului nostru și Dumnezeu gravitează în jurul nostru. Nu este așa. El este centrul gravitațional și noi ne învârtim pe orbita asta care este în jurul ființei lui Dumnezeu. Înțelegeți limbajul metaforic, da? Când spune Scriptura, El ne-a mântuit, înseamnă în primul rând că nu noi înșine ne mântuim. Da? Nu noi înșine ne mântuim. Înseamnă că nici alții nu ne mântuiesc. Pe mine mă amuză și mă întristează în același timp. Profund, mă îndurerează profund.
scenele astea pe care le văd la evanghelizări în care se trezește câte un guru care mi se pare mie că vrea să ia locul Duhului Sfânt și își pune mâine și ia și îi atinge și îi exorcizează și le dă și le face. El e un fel de mic Dumnezeu care a reușit să ia așa la palmares ceva din harul lui Dumnezeu pe care îl comunică altora. Nu e nevoie să facă show-ul ăla. Nu este necesar. Dumnezeu este acela care mântuie. Dumnezeu, El mântuie. Nu noi ne mântuim. Nu alții ne mântuie, ci Dumnezeu mântuie. Dumnezeu mântuie. Acum, versiune pe care le auzim foarte des despre mântuire este ceva de genul ăsta. Unii zic, da, Dumnezeu mântuie, dar tu măcar să vrei. Tu măcar să vrei. Dumnezeu te-ar mântui, dar dacă tu nu vrei. Întrebarea este, Dumnezeu nu poate lucra așa asupra voinței mele ca să vreau să fiu mântuit? Și dacă El mă face să vreau să fiu mântuit, până la urmă, nu El a făcut lucrarea mântuirii. Cineva descria mântuirea în felul următor, zice, da, Dumnezeu, de acord cu ce spui tu, sunt rob, sunt mort, sunt oricum, da, sunt legat cu lanțuri, n-am nicio șansă, nu pot să mă mântuiesc. Dar zice, cum stau așa încătușat, măcar atâta pot să fac din degetul lui Dumnezeu, să-i fac semn să mă mântuiască. Nu, Biblia spune, El mi-a mântuit. Cumva eu am inițiat, alții spun, dacă tu faci un pas către Dumnezeu, El face? Numai doi, am auzit în alte locuri mai, o versiune din asta mai extinsă, dar oricum. Da, da, vedeți, ideea care este, eu am făcut pasul. Da, eu am făcut un pas, eu am făcut pasul către Dumnezeu. Biblia spune foarte clar, El ne-a mântuit, da? Noi îl iubim pentru că El ne-a iubit întâi. El ne-a iubit întâi. Și eu cred că teologia populară în țara asta, chiar și în bisericile evanghelice, este că Dumnezeu ajută pe cei care se ajută singuri. Ceva de genul ăsta. Dumnezeu îți dă, dar nu-ți bagă în viteză, nu știu cum. Dumnezeu îți dă, dar nu-ți bagă în traistă. Dacă tu vrei, Dumnezeu vede voința ta sau vede pasul tău sau vede dorința ta sau vede scuturatul de deget și atunci Dumnezeu vine. Dar tu ești ăla care inițiază, tu ești în control. Dacă tu nu vrei, Dumnezeu ce să facă? Biblia nu spune așa. Biblia nicăieri nu spune așa. S-o grămadă de exemple în Sfânta Scriptură. Este adevărat că nu fiecare pasaj despre mântuire stabilește foarte clar lucrul ăsta. Dar teologia mântuirii întotdeauna o stabilește. De exemplu, l-aveți pe Pavel. Pavel n-a ridicat mâna pe drumul Damascului, nu-l căuta pe Hristos, el se ducea să-l prigonească pe Hristos prin ucenicii Domnului pe care îi prigonea. Hristos nu-i cere voie. Hei, Pavel, uite, aș vrea să dau cu tine de pământ. Îmi permiți lucrul ăsta? Nu vreau să lezezi liberata voință. Vrei să dau cu tine de pământ? Nu l-a întrebat. Dau cu el de pământ și gata. De ce? Pentru că este Hristosul descris în Apocalipsa. Hristos astăzi nu mai este Hristosul care bate la uși. Da? Hristosul care e prigonit, care e scuipat, care e hulit. Nu! Scena descrisă în Apocalipsa capitolul 1 este total diferită de ce auzim astăzi și ce să cântă astăzi în multe lucruri despre Domnul Iisus Hristos. Un Hristos bleg care stă la ușă și așteaptă să percutezi tu. Nu vezi asta în Apocalipsa. Ioan care adineaul stătuse cu capul pe pieptul Domnului Iisus Hristos, acum că adică a mort în fața lui. Era același Hristos, numai că era glorificat, era într-o altă poziție. Și multor oameni le este confortabil Hristosul din Evanghelie. El nu mai este în poziția aia. El nu mai este așa. El este glorificat. El este Domn, El este stăpân acum și spune Scriptura că așteaptă ca toți vrăjmașii Lui să-i fie făcut așternut picioarelor Lui. Asta spune Noul Testament. Nu o versiune în asta veche despre Domnul Iisus Hristos. Da? Deci El ne-a mântuit. Nu noi facem puțin, El face puțin. El ne-a mântuit. Bun, El este autorul. În al doilea rând, vedeți că mântuirea este descrisă aici ca o lucrare încheiată. El, la timpul trecut, El ne-a mântuit. El ne-a mântuit. Mulți oameni spun, eu încerc să mă mântui, sunt pe calea mântuirii, voi fi mântuit și așa mai departe. Trebuie să-mi duc mântuirea, frate. Eu nu pot să zic despre mine că sunt mântuit. Vom vedea asta la urmă. Biblia nu spune așa. Alții spun că sunteți aroganți dacă voi vă pretindeți, voi mântuiți. Nu, noi suntem aroganți, că nu spune că ne-am mântuit noi. Noi spunem că El ne-a mântuit și dacă Dumnezeu îmi spune că El m-a mântuit și eu spun, dar nu prea sigur că m-a mântuit. Dumnezeu zice, ți-am dat toate dovezile că te-a mântuit. Totuși, eu nu vreau să am siguranța asta. Îl jignesc pe Dumnezeu. El spune, ți-am dat toate dovezile, am făcut totul pentru tine și tu nu crezi ce am făcut în tine, da? Eu trebuie să accept siguranța mântuirii mele, dacă ea există, pentru că Dumnezeu îmi spune așa, nu pentru că eu am făcut ceva pentru ea. Și toată gloria se duce la Dumnezeu. Și atunci eu trebuie să explic atunci când îi spun un om, eu sunt mântuit, cred că sunt mântuit, dar nu datorită mie, ci datorită Lui. Și gloria se duce la El. Temelia mântuirii este atât de sigură încât Apostolul Pavel folosește timpul trecut. El ne-a mântuit. El ne-a mântuit. În mântuirea noastră, nașterea din nou, se face ceva în noi, vom descrie imediat ce, se face ceva în noi încât procesul mântuirii acestei este sigur. Este adevărat că există un punct de început al mântuirii, da? Când Dumnezeu te-a cercetat, te-a luminat, ți-a deschis inima, ți-a dat pocăință, ți-a dat credință, ai venit la El, asta este numită regenerare și convertire, da? Faza inițială a mântuirii. De asemenea, din punctul ăla, până la sfârșitul vieții tale, trăiești într-un proces de sfințire sau în Scriptură mai este descris cu cuvintele acestea. Duceți până la capăt mântuirea voastră. Dar o ai deja. Duci ceva ce ai. Da?
Și în același timp Scriptura ne vorbește despre a treia fază. În Petru, de exemplu, zice, vom avea ca sfârșit al credinței noastre mântuirea sufletelor noastre. Se referă la glorificare, da? Momentul în care vom trece dincolo. Dar pentru că nașterea din nou în noi, se spune Scriptura, spune că se pune în noi o sămânță care nu poate putrezi. Ni se dă o natură. Suntem făcuți părtași naturii dumnezești. Este ceva pus în noi care nu poate muri niciodată. Hristos e pus în noi. Este o temelie care nu poate fi distrusă niciodată. De aceea poți vorbi la timpul trecut despre mântuire. Este, vă spun deschis, este imposibil cineva cu adevărat mântuit să nu-și finalizeze procesul ăsta. Ieri vorbeam pe drum la telefon cu cineva și am folosit expresia pierderea mântuirii la un moment dat. Și un domn de pe stradă, eu aveam căștile unele, zice, mântuirea se pierde! Și am zis, frate, dacă e mântuirea omului, aia se pierde. Aia se pierde, cu siguranță, și eu cred în pierderea mântuirii acelea, în ghilimele. Dacă tu te-ai scăpat din păcat, dacă tu te-ai tras așa de păr și ai ieșit din mlaștină, da, aia se pierde. Dar ce face Dumnezeu? Temelia pe care o pune Dumnezeu este incoruptibilă. Ea nu dispare, da? De aceea poți vorbi la timpul trecut despre mântuire. Nu că s-a încheiat totul. Ești într-un proces de sfințire. Trebuie să ajungi până la capăt. Trebuie să fii glorificat. Încă nu ai trupul glorificat. Încă nu ești în lumea nouă. Încă nu ești în cer. Încă nu ești în împărăția lui Dumnezeu în faza finală. Dar ea este sigură pentru tine. De ce? Pentru că ce s-a făcut la început este atât de trainic încât asigură tot procesul acesta și finalul. Da? Este o lucrare încheiată. Este o lucrare încheiată datorită temeliei. Da? Și asta înseamnă că trebuie să avem siguranță. Siguranța mântuirii nu este o chestiune secundară, opțională. Doamne, bine că-s mântuit. Nu e neapărat să fiu sigur de mântuirea mea. Biblia nu are perspectiva asta despre mântuire. Siguranța mântuirii mele nu este opțională. Siguranța mântuirii mele decurge din realitatea mântuirii. Eu nu trăiesc toată ziua așa, cu frica asta, cu așteptarea asta. Îmi vedea la urmă Dumnezeu să ne evalueze și să vadă ce am făcut și cum ne-am purtat și dacă suntem vrednici de mântuirea noastră. Nu suntem vrednici de mântuirea noastră. Pentru că nu este a noastră, ci este a Lui. Am spus odată întrebarea, săptămâna asta am făcut una, am făcut alta, nu știu dacă sunt vrednic de mântuirea mea. Nu știi? Eu știu, nu ești. Nu ești, nimeni nu este. Este lucrarea Lui suverană, supranaturală, miraculoasă, pe care a cumpărat-o Domnul Iisus Hristos pentru noi. Niciunul nu suntem vrednici de ea. Dacă Dumnezeu ne-ar evalua după o zi de credință, după una singură, niciunul n-ar fi vrednici de ceea ce El ne-a dat. Este infinită în valoare mântuirea cumpărată prin sângele Fiului Său. Nimeni nu-i vrednic de ea. Cea mai bună zi a ta este egal cu zero pe lângă ce a făcut Domnul Iisus Hristos. Egal cu zero. Niciunul nu suntem vrednici de ce a făcut Dumnezeu în noi. Noi avem siguranță și nu așteptăm să vedem la urmă ce se va întâmpla. Noi știm acum ce se va întâmpla la urmă. Domnul Iisus Hristos dădea siguranța asta. Dacă mântuirea ar putea să se întrerupă când și când la cine știe cine, gândiți-vă ce înșelăciune a produs Domnul Iisus Hristos când spunea cine crede în mine are acum viața veșnică și nu vine la judecată. Ce a trecut din moarte la viață. Deci îmi spune două lucruri grozave, că am viața, nu viața, ci viața veșnică și cu am acum și doi îmi spune că nu mă duc la judecată. Ce înșelare a produs El în inimile tuturor oamenilor. O blasfemie, nu să te gândești la așa ceva, dacă El a dat o asemenea siguranță a mântuirii, când ea de fapt putea să piardă după două minute după ce oamenii au fost mântuiți. Nu, lucrarea mântuirii lui Dumnezeu are o temelie tare, are o temelie tare. Acum, Dumnezeu ne mântuie, este o lucrare încheiată, sigură. Și în al treilea rând, la punctul acesta, ce a făcut Dumnezeu, noi vreau să spun următorul lucru. El ne-a mântuit, cum ne-a mântuit Dumnezeu? Deci El ne-a mântuit, a încheiat lucrarea asta, cum ne-a mântuit? Și ne-a dat o chemare sfântă. Ce e chemarea asta sfântă? Și aici intrăm într-o chestiune destul de spinoasă, dar pe care o voi simplifica în felul următor. În Sfânta Scriptură ne sunt prezentate două tipuri de chemări. Este o chemare a Evangheliei, dacă oamenii sunt chemați la pocăință, pe care o face predicatorul. Aia este egal cu zero dacă Duhul Sfânt nu-i la lucru, da? Este o chemare a Evangheliei verbală, omenească, rostită prin gura predicatorului. Aia este egal cu zero dacă nu este prezent Duhul Sfânt. De asemenea, pe lângă chemarea asta verbală a predicatorului, este o chemare lăuntrică, spirituală, invizibilă, tainică, puternică a Duhului Sfânt. De aceea spune, de exemplu, Apostolul Pavel și le găsești în binate când el spune am predicat Evanghelia nu numai cu vorbe, ci cu putere, cu Duhul Sfânt și cu mare îndrăzneală. Dacă ar fi fost numai vorbe, nu se întâmpla nimic. Dar pentru că a fost putere, că a fost Duhul Sfânt și a fost îndrăzneală, atunci s-au convertit oamenii. Acum, când este prezentă doar chemarea asta omenească, nimeni nu este mântuit. Când este prezentă chemarea omenească și lucrarea Duhului Sfânt, da? Când sunt prezente cele două chemări, atunci oamenii sunt mântuiți. Scriptura vorbește despre a doua chemare aici. Vreau să vă demonstrez că există în Biblie cele două chemări, pentru că e foarte, foarte, foarte important să înțelegeți lucrul ăsta. De exemplu, de ce crezi că în Biblie credincioșii sunt numiți cei chemați? De multe ori, căutați dumneavoastră ca să vedeți că sunt numiți cei chemați.
Dacă toți oamenii sunt chemați, de ce numește pe credincioși ce ai chemat? Dacă toți oamenii sunt chemați. Ei, oamenii sunt chemați în general cu un fel de chemare, dacă credincioși au fost chemați cu acea chemare lăuntrică, spirituală. Da? Unii oameni descriu mântuirea felul ăsta, am simțit. Și începe să descrie ceva ce a simțit că s-a întâmplat înăuntru lui. Aia este chemarea invizibilă. Aia n-a fost ceva produs de predicatori, ci a fost produs de Duhul Sfânt. Găsești în Scriptură expresii de genul ăsta. Mi-a luminat inimile. Domnul i-a deschis inima. A găsești expresiile astea. Este o lucrare. Niciun predicator nu poate să facă asta. Vântul suflă încotro vrea. Și omul vine la viață. Omul, predicatorul nu poate să facă asta. Poate să folosească cele mai interesante tactici retorice pentru a prezenta Evanghelia. Poate să o facă extraordinară pentru audiență, să spună ilustrații la fiecare punct. Să o prezinte excepțional. Nimeni nu va fi mântuit. Oamenii pot să plângă, poate să ia decizii, poate să facă ce vor ei, dar nu sunt născuți din nou. Numai când este Duhul Sfânt să deschidă inima. Să au rămas, după ce predică Petru, au rămas trăpunși în inimă și au întrebat fraților ce să facem. Nu trebuie să facă nicio chemare. De ce? Că a fost chemarea Duhului Sfânt. Dar și ei au ieșit. Ei au zis, noi trebuie să rezolvăm problema asta. Suntem dușmanii lui Dumnezeu, l-am supărat pe Dumnezeu. Dumnezeu este mânios pe noi. Asta e lucrarea profundă, puternică, invizibilă, supranaturală, miraculoasă, tainică a Duhului Sfânt. De aia avem nevoie. Da? De aia avem nevoie. Și Duhului Sfânt îi place să onoreze o Evanghelie curată. Atunci Duhul Sfânt va lucra. Atunci Duhul Sfânt va fi prezent. Da? Când este înălțat Hristos într-o Evanghelie curată, nedistorsionată, nediluată, atunci vedem la lucru și această lucrare a Duhului Sfânt și vedem această chemare lăuntrică. De exemplu, în Fapte 7:55 vă prezint cealaltă chemare. Ștefan îi mustră pe liderii vremii respective și spune, voi întotdeauna vă împotriviți Duhului Sfânt. În natura noastră, toți dacă am fi aici necredincioși, și un om ar predica Evanghelia, toți am respinge-o, fără niciun fel de excepție. În natura noastră, cum suntem noi, toți respingem Evanghelia. Toți o respingem. Da? Toți o respingem. Da? Ne împotrivim Duhului Sfânt care lucrează prin propovăduirea Evangheliei. De aceea este nevoie, spun din nou, de acea lucrare tainică. Vreau să vă dau un text în care sunt prezentate ambele chemări. O pildă a Domnului Iisus Hristos. Luca 14. Spune Scriptura așa. Luca 14:15. Un om a dat, versetul 16 de fapt, un om a dat o cină mare și a poftit pe mulți. La ceasul cine a trimis pe robul său să spună celor poftiți? Dați să face oferta. Veniți căci iată toate sunt gata. Asta e lucrarea mântuirii. Dumnezeu a făcut totul. Zice, doar veniți. Atâta trebuie să faceți, da? Să veniți. Ia să vedem. Dar toți, ia ascultați, dar toți, când e chemarea asta a robului, spune, veniți. N-avem chef. Dar toți, parcă fuseseră vorbiți, au început să se dezvinovățească. Și cel dintâi a spus, spun ăștia niște anomalii, unul se ducea să-și vadă ogorul noaptea, unul se ducea să-și încerce boii noaptea. Da? Deși au fost avertizați înainte, a spus niște prostii, niște scuze atât de penibile, ceea ce auzim astăzi la oameni când îți chemați să fie mântuiți. Păi, dar nu azi, mai încolo. Dacă ai avea un venin de șarpe în tine, nu te duce mâine la doctor, te duce acum. Deci oamenii folosesc în general numai scuze penibile. Dar toți fac lucrul ăsta. Toți fac. Auziți, toți parcă fusese vorbiți. Scriptura spune apoi așa. Versetul 21. Când s-a întors robul, a spus stăpânului său aceste lucruri. Atunci stăpânul casei s-a mâniat și a zis robului său, du-te de grabă în piețe și ulițele cetății și ascultați cum se schimbă macazul, metoda de lucru. La început spune așa, s-a dus să le spună celor poftiți, acum stăpânul nu mai spune să spună. Spune așa, ci du-te și adu aici. Nu spune să-i mai invite acum. Când suntem invitați, respingem. De aceea este o lucrare lăuntrică puternică a Duhului Sfânt când El ne aduce. Ne aduce pe cei săraci, ciungi, ori și șchiop. Și interesant. Nu mai spune că nu a venit. Că a fost un ciung pe acolo care nu a vrut să vină. Dar este o descriere spirituală a stării noastre de păcat. Când spune de ciungi, săraci, ori și șchiop. Asta suntem noi din punct de vedere spiritual. La urmă, robul a zis, stăpâne, s-a făcut cum ai poruncit. Ia auzi. Cum, domnule? Cum de înainte niciunul nu a vrut să vină și acum toți au vrut să vină? Cum? Pentru că nu a spus să le spună a doua oară, ci le-a spus să-i aducă. Cum i-a adus? Asta e lucrarea tainică a Duhului Sfânt. Și spune așa. Și tot mai este loc. Oare o să rămân mult, zic, este în cer Dumnezeu să stea. Așa și imaginează unii în cerul. Dumnezeu să stea trist o veșnicie. Multe locuri am aici. Dar dacă nu a vrut să vină, nu va fi așa ceva. Deci nu există o dezamăgire eternă a lui Dumnezeu. Locurile sunt goale. Uite cât e răsplăța pentru voi, nu există. Ia auziți, mai este loc. Ce se face dacă mai este loc? Și stăpânul a zis robului, ieși la drumuri și la garduri și pe cei ce-i vei găsi, nu zice, spune-le să intre. Silește-i să intre. Silește-i să intre. Ca să mi se umple casa. Că, auziți? Ca să mi se umple casa.
Căci vă spun că niciunul din cei poftiți, da, prima dată, nu va gusta din cina mea. Dumnezeu a lucrat în felul acesta cu poporul Israel. Le-a dat legea, le-a dat promisiuni, le-a dat o grămadă de binecuvântări. Toată istoria poporului Israel este o demonstrație foarte clară că atunci când povara este lăsată pe voința noastră, pe faptele noastre, facem praf și pulbere. Praf și pulbere. Și au sfârșit în nenorocire de atâtea ori. Istoria poporului Israel este un ciclu care se duce tot în jos, o spirală care se duce în jos. De aceea Dumnezeu când începe să lucreze cu biserica în nou legământ, prin Duhul Sfânt, cu putere, El face o altă lucrare. Nu face doar oferta mântuirii, ci lucrează cu putere prin Duhul Sfânt ca să ne atragă la El. Asta este chemarea despre care vorbește Apostolul Pavel în 2 Timotei, capitolul 1 cu versetul 9. El ne-a mântuit și ne-a dat o chemare, da? O lucrare lăuntrică, nimeni nu vine la mine dacă nu-L atrage Tatăl. Dumnezeu, 2 Corinteni 4, spune, ne-a luminat inimile. Cel care a spus să fie lumină la creație, ne-a luminat inimile. Cu alte cuvinte, același Dumnezeu cu aceeași forță care a creat lumina din nimic, fără soare, este același Dumnezeu care a lucrat cu aceeași forță ca să creeze lumină în inimile noastre. Atât de stricați suntem și de întunecați încât este nevoie de aceeași lucrare miraculoasă a lui Dumnezeu. Dacă El ne-a face oferte și invitații, Dumnezeu n-ar fi mântuit nimeni. N-ar fi mântuit absolut nimeni. Da? Dumnezeu vine prin Duhul Sfânt și lucrează înăuntru nostru. Ce înseamnă chemarea asta sfântă? Ce înseamnă chemarea asta sfântă? Păi ar putea să însemne două lucruri. Primul lucru ar putea să însemne că Dumnezeu în momentul mântuirii ne cheamă la sfințenie. El zice, te-am mântuit, acum, cum zic unii, Dumnezeu te-a mântuit, hai mă, de acord, am trăit cu tine. Ne mântuiește prin har, prin credință. Acum a fost și tu ceva, tată. Nu? Te vedește, arată și tu lui Dumnezeu că ai înțeles și apreciezi, da? Și de ce avem cântări în astea, cum aș putea să-ți răsplătesc eu și așa mai departe. N-ai să poți. Deci, întrebarea e răspunsă deja. Nu poți. Da? Nu poți. Dar oamenii trăiesc cu sentimentul ăsta. Bine, a făcut Dumnezeu prima parte, sunt de acord cu tine. Numai El tot. Dar acum și eu trebuie să arăt ceva lui Dumnezeu, da? Despre ce? Și unii interpretează expresia asta așa. O chemare sfântă, adică o chemare la sfințenie. Numai că textul nu spune chemare la sfințenie, ci spune chemare sfântă. Este calificată chemarea. Poți scrie chemare puternică, chemare audibilă și spune chemare sfântă, da? Da? Chemarea aceasta a lui Dumnezeu produce ceva în noi. Ce produce în noi? Sfințenia. Acum însă, observați că se descrie prima fază a mântuirii. El ne-a mântuit în trecut și ne-a dat în trecut chemarea sfântă. Da? Ăsta este momentul nașterii din nou. Momentul nașterii din nou. Ce sfințește Dumnezeu în noi prin chemarea puternică a Duhului Sfânt? Ce sfințește? Cum ne sfințește? De primul lucru pe care îl face Dumnezeu în sfințirea asta, sfințirea în Sfânta Scriptură întotdeauna are sensul, primul sens este de consacrare. Nu de curățire, ci de consacrare. De punere deoparte. Da? Dacă vă uitați în tot Vechiul Testament când spune că au pus vase, au sfințit vasele. Cum le-au sfințit? Alea n-aveau păcat, vasele alea care au pus la templu, n-aveau păcat. Le-au pus deoparte, da? Pentru un uz special. Cu alte cuvinte, când ești mântuit, primul lucru pe care îl face Dumnezeu nu este să te facă perfect, nu este primul interes al lui Dumnezeu, ci să te ia și să spune, ești de acum al meu, ești deoparte, ești proprietatea mea. De acum vei fi al meu și te voi folosi doar pentru mine. Da? Vei fi, cum spune tot în 2 Timotei, capitolul 2 de data aceasta, un vas de cinste făcut din aur, din argint, din metale prețioase, așa suntem noi din punct de vedere spiritual, care suntem folosiți pentru o întrebuințare de cinste sau de glorie. Dumnezeu ne ia pentru El și ne dă cea mai importantă slujbă de pe planeta asta, să fim ambasadorii Lui, reprezentanții Lui, să fim folosiți de Dumnezeu, să experimentăm puterea lui Dumnezeu, prezența lui Dumnezeu, da? Ceva ce depășește capacitățile umane când ne gândim la lucrarea aceasta, da? Asta înseamnă sfințire, că Dumnezeu prin chemarea Lui ne pune deoparte, da? Ne consacră, da? Înseamnă și curățire lăuntrică. Și curățirea aceasta lăuntrică se face în nașterea din nou. Se face în nașterea din nou. Și, așa după cum aveți și dumneavoastră numele acestei biserici, Dumnezeu nu doar ne curățește pe dinăuntru, ci creează chipul Domnului Iisus Hristos în noi. El nu dă doar la o parte ceva, da? Ne pune deoparte, dar nu ne lasă un vas murdar pus deoparte. Păi ce să fac cu el? Am înțeles, dar e murdar. Ei, El îl pune deoparte, îl curățește și îl face extraordinar. Îl face extraordinar, îl face frumos. Lucrările acestea sunt descrise, de exemplu, în Tit, capitolul 3. Sunt multe locuri din Scriptură, dar vă citesc, de exemplu, Tit, capitolul 3, unde spune așa. Versetul 5. El ne-a mântuit, nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, auzi, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea, asta e curățirea, prin spălarea nașterii din nou, și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt. Se dă la o parte ce-i rău și se construiește ceva în noi, da? Sau citiți, de exemplu, Efeseni, când spune că Dumnezeu a scos din noi omul cel vechi care se strică, da? Să vă dezbrăcați de omul cel vechi care se strică după poftele înșelătoare, da? Dezbracă Dumnezeu omul cel vechi și în Coloseni spune același lucru. Și apoi spune și suntem îmbrăcați cu omul cel nou făcut după chipul lui Dumnezeu.
Da? Se dă ce rău la o parte, suntem puși deoparte, primul lucru. Se dă ce rău la o parte, a doilea lucru, și suntem creați după chipul Domnului Iisus Hristos. Suntem creați după chipul Domnului Iisus Hristos. Asta înseamnă sfințirea aceasta. Toate lucrurile acestea se întâmplă la nașterea din nou, în momentul mântuirii noastre. Chemarea aceea puternică, irezistibilă, internă, spirituală, tainică a Duhului Sfânt, ne pune deoparte pentru Dumnezeu, ne curățește de păcat și ne înnoiește pe dinăuntru, pune chipul lui Hristos în noi. Nu este desăvârșit, dar este acolo. Și noi este pus, de fapt, Scriptura ne arată Hristos. Nu mai trăiesc eu, spune Pavel, ci Hristos trăiește în mine. Și de aceea, tot ce urmează de acum înainte este o viață de sfințire. Progresivă, dar este o viață de sfințire. Vă mai dau un text. Vedeți, peste tot în Biblie se spune lucrul acesta. 1 Petru, capitolul 1. Zice versetul 1, către aleșii, versetul 2, după știința mai dinaintea lui Dumnezeu, prin sfințirea lucrată de Duhul Sfânt. Sfințirea nu e încheiată, dar el nu se referă la procesul sfințirii aici, ci se referă la separarea aceea inițială care se întâmplă în nașterea din nou, curățirea aceea și înnoirea pe care o face Duhul Sfânt în noi. Îmi doresc pentru voi în seara aceasta să fie experimentat deja lucrarea asta. Și dacă nu, să știi că asta vrea Dumnezeu pentru tine, nimic mai puțin. Nu vreau să mă duc în ea, Doamne, mântuiește-mă. Nu despre asta e vorba. E vorba despre mult mai mult. Mult mai mult. Deci, acum despicăm firul în patru. Duhul Sfânt ne dă ițele la o parte, le pune în ordine ca să vedem ce lucrare detaliată, minuțioasă, extraordinară face Dumnezeu în viețile noastre. Da? El ne mântuie, El face o lucrare desăvârșită, încheiată, ne-a mântuit și El face lucrul acesta prin această chemare, prin această atracție a Duhului Sfânt. Da? Asta a făcut Dumnezeu în noi, a produs mântuirea. Dar de ce a produs Dumnezeu mântuirea în noi? Asta e întrebarea. De ce? Ce-i o venit lui Dumnezeu? S-a uitat Dumnezeu și a zis, vreau să mântui pe el, vreau să mântui pe el. Ce s-a întâmplat? Scriptura ne arată că mântuirea noastră nu este un accident. Mă scuzați? Mântuirea noastră nu este un accident, da? De aceea mergem la punctul 2 care ne arată că Dumnezeu a făcut ceva și în veșnicie, nu doar în noi. Da? Și ordinea, de fapt, textul ăsta este ca un sandwich, da? Ce a făcut Dumnezeu în noi, ce a făcut în Hristos și la mijloc ce a făcut Dumnezeu în eternitate. Dar din eternitate de aici pornește totul. Din eternitate El a hotărât să ne mântuiască pe noi, din eternitate de aici El a hotărât să facă în Hristos ceva. Da? Și aici suntem. Ce a făcut Dumnezeu în veșnicie? Ia auziți ce a făcut în veșnicie. El ne-a mântuit nu pentru faptele noastre, orice faptă de-a noastră. Religioasă, ceremonială, unii oameni sunt foarte frustrați când aud lucrul ăsta. Dumnezeu nu te mântuie pentru că ai venit la biserică. Nu te mântuie nici că te rogi. Nu te mântuie nici că ai dat bani și unii au dat mulți bani. Nu te mântui pentru niciunul dintre lucrurile acestea. Dacă lucrurile astea sunt rezultatul, efectul, dovezile mântuirii, super. Dacă astea sunt manifestările mântuirii, da, ele sunt importante. Dacă crezi că Dumnezeu te mântuie datorită lor și calea constituie un fel de depozit de merite, te înșeli. Să știți că mulți evanghelici, pocăiți, așa zis, pocăiți, au exact aceeași teologie catolică. Teologia catolică, în esență, despre mântuire, spune următorul lucru. Există un depozit de merite, un depozit de merite, la care contribuie sfinții prin faptele lor și se încarcă depozitul. Maica Domnului cu viața ei, ea fiind prea curată și așa mai departe și s-a încărcat. Și jertfa Domnului Iisus Hristos. Și este un depozit. Nu râdeți că asta e real. Este un depozit de merite. Da? De merite. Tu, ca să fii mântuit, faci fapte cât poți tu și accesezi, da? Mai ales dacă ai bani la biserică, dacă te duci la preot și așa mai departe, accesezi din depozitul ăsta de merite. Biblia spune foarte clar, nu suntem mântuiți pentru faptele noastre. Faptele sunt importante, nu mă înțelegeți greșit, dar nu au niciun rol în mântuirea noastră. Mântuirea noastră nu este condiționată de fapte, nu este datorită faptelor, nu este pe baza faptelor. Spuneți cum vreți dumneavoastră. Nu există nicio legătură între momentul mântuirii noastre și faptele noastre. Și Pavel ne încredințează de lucrul ăsta când spune nu pentru fapte, ci după hotărârea lui. Pune în contrast faptele noastre cu hotărârea lui Dumnezeu. Hotărârea lui Dumnezeu, cuvântul hotărâre poți să schimbi cu cuvântul decizia lui Dumnezeu sau decretul lui Dumnezeu sau planul lui Dumnezeu. Da? Vezi că în mântuire este necesară o decizie, dar e necesară decizia lui Dumnezeu în primul rând. Și noi luăm o decizie, dar dacă nu există decizia lui Dumnezeu, e egal cu zero. Da? E decizia lui Dumnezeu, e hotărârea lui Dumnezeu, e decretul lui Dumnezeu, da? După hotărârea lui. Ce a hotărât Dumnezeu în veșnicie? Deci El ne-a mântuit după hotărârea lui. Ce a hotărât Dumnezeu în veșnicie? Păi absolut tot ce a spus aici. El a hotărât ca El să ne mântuiască, El a hotărât să facă o lucrare completă, El a hotărât să ne mântuiască prin chemarea asta puternică a Duhului Sfânt, El a hotărât să ne mântuiască prin Hristos, El a hotărât să ne mântuiască nu prin fapte, ci prin har. Cu alte cuvinte, hotărârea lui Dumnezeu vizează absolut totul. Tot ce înseamnă mântuirea vine din hotărârea lui Dumnezeu. De aceea mântuirea e sigură.
Mântuirea este sigură pentru că din eternitate Dumnezeu a făcut un plan perfect pentru mântuirea noastră. De asta mântuirea este sigură. Altfel n-ar fi sigură. De asta temelia mântuirii noastre este de neclintit. Și noi trecem și veți trece și trecem în viața aceasta prin o grămadă de necazuri, de probleme, de frământări, de tot soiul. Singurul lucru care te va ține cu mințile întregi în cap este să crezi că temelia mântuirii tale și a relației tale cu Dumnezeu este hotărârea lui Dumnezeu. Vor bate valurile acestei vieți foarte puternic în unele perioade ale vieții noastre noi. Foarte rău vor bate. Și dacă nu ai această temelie tare și neclintită, te vei prăbuși. Te vei prăbuși. Întemeiați-vă în seara aceasta pe ceea ce a făcut Dumnezeu în eternitate pentru noi. În eternitate pentru noi. Acum spune Scriptura că El ne-a mântuit după hotărârea Lui și după harul care ne-a fost dat în Hristos Iisus înainte de veșnicii. Da? Harul ne-a fost dat în Hristos Iisus înainte de veșnicii. Ce-i harul? Unii oameni zic harul este un dar nemeritat. E mai mult decât un dar nemeritat. Harul este mult mai mult decât un dar nemeritat. De exemplu, dacă eu i-aș face lui un cadou, al Ovidiu i-aș face un cadou, ăla se cheamă dar. Dacă el face un serviciu pentru mine și eu îl plătesc, ăla se cheamă răsplată. Harul este mai mult decât atât. Harul înseamnă că Ovidiu, cel mai mare dușman al meu, ne face tot rău, eu îi fac tot rău posibil și el vine să-mi facă bine. Ăla este har. Adică el nu doar că nu-mi dă ce merit, ci face exact opusul la ce am făcut eu. Ăsta este harul. Noi suntem, înaintea lui Dumnezeu, suntem sub mânia lui Dumnezeu, sub judecata lui Dumnezeu, sub condamnarea lui Dumnezeu. Noi în fața legii lui Dumnezeu toți suntem găsiți vinovați și păcătoși. Noi trebuie să fim condamnați de El. Și El nu face asta. Ce face? Hotărăște să ne mântuiască. Asta trebuie să te consterneze în seara asta. Asta trebuie să te pună într-o uimire sfântă. Cum a putut să facă Dumnezeu așa ceva? Cum a putut să facă Dumnezeu așa ceva? Asta e harul. Asta e harul. Nu că eu am făcut un pas și El a răspuns pasului meu. Nu că eu am făcut niște fapte bune, dar El a făcut cel mai mult. Nu, eu am făcut numai rău, despărțit de Dumnezeu și Dumnezeu mi-a dat har. Da? Dumnezeu s-a dus după oamenii rebeli și păcătoși și i-a căutat El. Gândiți-vă la prima scenă în care un om este găsit de Dumnezeu. Primul om, Adam, care a păcătuit. Adam cu Eva. Au trăit în fericire. Dumnezeu le-a dat absolut totul. Au păcătuit împotriva lui Dumnezeu. S-au aliat cu diavolul. Da? Și au stricat toată perfecțiunea aceea pe care Dumnezeu a făcut-o în grădina Edenului. Și nu-i trece în cap lui Adam să zică, mă, hai măcar vedem ce putem recupera de aici. Zică, Doamne, Doamne, unde ești? Doamne, salvează-mă, Doamne. Nici vorbe, niciun om nu face lucrul ăsta. În răcoarea zilei, Dumnezeu care umbla prin grădină striga, Adame, unde ești? Întotdeauna mântuirea așa. Dumnezeu vine pe urmele noastre. Dumnezeu își caută rebelul, Dumnezeu caută răzvrătitul, Dumnezeu caută pe acela care l-a călcat în picioare bunătatea lui, dragostea lui, providența lui, înțelepciunea lui. Dumnezeu caută pe acela care l-a jignit în fel și prin păcatul acela. Dumnezeu îl caută. Ăla se cheamă har. Dacă Adam era perfect și Dumnezeu îi dădea un lucru, ăla se cheamă un dar pe care l-a făcut Dumnezeu. Dacă Adam făcea tot felul de lucruri, zice, Doamne, uite ce grădină frumoasă aici, îți place cum am lucrat zarzavaturile? Da. Uite, îți dau o răsplată pentru asta, se chemea răsplată. Dar când Adam își bate joc de Dumnezeu, împreună cu soția lui, își bate joc de Dumnezeu, se aliază cu cel mai mare inamic al lui Dumnezeu și al lui, e și prost pe deasupra, Dumnezeu când se duce să-l caute aia, se cheamă har. Aia se cheamă har. Da? Noi suntem așa într-un fel de poziție din asta neutră și Dumnezeu a avut milă de noi. Nu, noi suntem dușmanii lui Dumnezeu. De asta Biblia vorbește despre împăcare. Noi suntem sub mânia lui Dumnezeu. Cine nu crede, a și fost judecat. Suntem sub condamnarea lui Dumnezeu și nu așteptăm decât execuția. Executarea pedepsei care este deasupra capetelor noastre fără Domnul Iisus Hristos. Și El din har pe care ne l-a dat din veșnicie, El din, datorită harului Lui, vine, ne caută și ne mântuiește. Dar observați că harul acesta a hotărât Dumnezeu să ne fie dat în Hristos. Ne-a mântuit după harul, da? Îndurarea lui nemeritată, dată păcătoșilor, rebelilor, răzvrătiților. Harul care ne-a fost dat în Hristos Iisus. Dacă vrei har, îl găsești în Domnul Iisus Hristos. Trăim în țara asta care, în care există atât de multă confuzie cu privire la mântuire, atât de multă confuzie. Și să afară zeci de mii de oameni, nu numai în Timișoara, pretutindeni în țara asta. Sute de mii de oameni, milioane de oameni care sunt confuzi, oameni care spun că cred în Dumnezeu, care sunt confuzi cu privire la mântuire, exact în aspectul ăsta. Cea plină de har, Maria o fi plină de har, sfinții care sunt plini de har și ne ducem pe la ei și se împlinește vorba românului că până ajungi la Dumnezeu, te mănâncă toți sfinții. Dumnezeu n-a gândit mântuirea niciodată așa. Dumnezeu a zis, Hristos este acela în care am înmagazinat, în care am depozitat din eternitate, că nu era niciun sfânt, nici Maica Domnului, nimeni nu era. Din veșnicie, ni s-a dat tot harul în Domnul Iisus Hristos.
O biserică are har dacă se centrează în jurul Domnului Iisus Hristos. Dacă îl cântă pe Hristos, dacă roagă, se roagă Domnul Iisus Hristos, dacă cere din Domnul... Dumnezeu nu ne dă absolut nimic decât prin Domnul Iisus Hristos. Tot ce vrea Dumnezeu să ne dea, ne dă prin Hristos. În El este înmagazinat, este depozitat tot harul, mântuirea noastră, absolut tot ce vă trece prin cap și care vrea să ne fie dat de Dumnezeu nouă. Absolut totul este în Domnul Iisus Hristos. Deci cel mai bun lucru pe care putem face este să-L proclamăm pe acest Hristos. Da? Asta a făcut Dumnezeu din veșnicie. El a plănuit mântuirea, da? Deci primul punct a fost ce a făcut Dumnezeu în noi, El a produs mântuirea. Ce a făcut Dumnezeu în veșnicie? El a plănuit mântuirea. Și în al treilea rând, ce a făcut Dumnezeu în Hristos? Ce a făcut Dumnezeu în Hristos? El a procurat mântuirea, acolo a cumpărat-o. Ia uziți ce spune. Harul acesta ne-a fost dat în Hristos Iisus înainte de veșnicii, dar care a fost descoperit acum. Cuvântul acum se referă la vremea venirii Domnului Iisus Hristos. Da? Atunci a fost scrisă epistola. Imediat după moartea, învierea, înălțarea Domnului Iisus Hristos, așezarea Lui la dreapta Tatălui. Da? Atunci harul a fost dat din veșnicie și a fost descoperit acum. Prin arătarea Mântuitorului. Expresia arătarea Mântuitorului nu se referă doar faptul că Domnul Iisus a născut. Arătarea Mântuitorului se referă la toată lucrarea pe care a făcut-o Domnul Iisus Hristos. La absolut toată lucrarea. A trăit o viață de păcat, a împlinit legea lui Dumnezeu, a murit pentru păcatele noastre, a înviat ca o confirmare a faptului că lucrarea ispășirii a fost încheiată, răscumpărarea eternă a fost cumpărată de Domnul Iisus Hristos, da? S-a înălțat la dreapta Tatălui și a fost pus în acest loc de cinste unic. Un loc unic dat doar Domnului nostru Iisus Hristos. Da? Asta înseamnă arătarea. Viața și lucrarea răscumpărătoare a Domnului Iisus Hristos. El s-a arătat Mântuitorul nostru, Hristos Iisus. S-a arătat. Și ce a făcut El? Uitați care sunt efectele lucrării sale. Ce a făcut El la cruce? În primul rând zice aici că, de fapt, spune același lucru, dar odată negativ, sau prezentat într-o formă negativă și apoi pozitiv. Zice, care a nimicit moartea, dar spune exact același lucru și a adus la lumină viața și neputrezirea. Opusul morții este viața. Și neputrezirea, da? Asta e opusul morții. El spune același lucru, dar în două forme, da? Ne uităm foarte scurt la ambele. Spune că Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, a nimicit moartea. Cum a nimicit moartea? Vă faceți aminte că Dumnezeu îi spune lui Adam, în ziua în care vei mânca, vei muri? Negreșit. Satana îi spune, hotărât că nu veți muri. Acum noi știm că Adam nu a murit fizic. Și întrebarea este dacă Satan a avut dreptate sau Dumnezeu. Dumnezeu spune vei muri negreșit, Satan spune hotărât că nu veți muri. Cine a avut dreptate? Dacă înțelegi că se referă la moarte fizică, Satan a avut dreptate, că ei n-a murit. Da? Dacă înțelegi că Scriptura vorbește despre un alt fel de moarte acolo, despărțire de Dumnezeu, separare de Dumnezeu, Adam a murit în ziua și în momentul în care a mâncat. El s-a separat de Dumnezeu. A ieșit din dragostea lui Dumnezeu, da? A simțit răceală în relația cu Dumnezeu și cel care era prietenul lui acum este dușmanul lui. Fuge de Dumnezeu. Dar este clar, este o dovadă clară. Când se ascunde și face gestul ăla penibil și își face din frunze niște șorți, da? Urmau să o filească și alea. E un gest penibil de a-și acoperi rușina, de a rezolva într-un mod foarte penibil problema păcatului. Foarte penibil. Și Dumnezeu se duce, îl caută, sacrifică niște animale, o imagine a jertfei Domnului Iisus Hristos și îl îmbracă cu hainele acelea. Care este imaginea îmbrăcării noastre cu neprihănirea Domnului Iisus Hristos. Hristos a nimicit moartea. Ce moarte? Ce moarte? Sunt trei tipuri de moarte pe care le vezi în Scriptură. Este o moarte legală. Moarte legală înseamnă că noi, înaintea lui Dumnezeu, suntem ca niște oameni care suntem duși în fața unui judecător, am făcut niște fapte care merită moartea și judecătorul dă sentința. Însă știți, uneori și ani de zile ia ca să aplice pedeapsa cu moartea. În locurile în care se mai aplică. Din nefericire la noi nu se aplică, dar ar fi foarte necesară. Opinia mea. Este opinia mea. Nu vorbește Duhul Sfânt acum, ci opinia mea, da? Ca să fie foarte clar. Asta e moarte legală. Ți s-a dat condamnarea, trebuie doar să fie execuția. Sau Domnul Iisus a spus, cine nu crede în mine a și fost judecat. Acum este clar că oamenii care sunt judecați, pentru că nu cred în Domnul Iisus Hristos, încă nu suportă consecințele judecății. Da? Nu sunt iad încă, da? Mânia lui Dumnezeu nu-i dată încă peste ei, ei doar așteaptă execuția. Sau cel puțin unii dintre ei, din nefericire, nici măcar nu știu lucrul ăsta. Asta este o moarte legală. Hristos a nimicit această moarte legală. Cum? Păi El a venit și a luat locul meu. Eu sunt condamnatul, aștept execuția și în timp ce aștept execuția, vine altul și stă în locul meu și El a fost executat. El a fost judecat. El a fost condamnat de Dumnezeu în locul meu. În locul meu. Este o imagine superbă. În Vechiul Testament, în cărțile astea care vă plictisesc pe voi, unde descrie imaginea Marelui Preot care se ducea în Sfânta Sfintelor să aducă jertfă pentru păcat. Scriptura ne spune că avea pe umerii lui numele fiilor lui Israel și pe pieptul lui. Marele Preot când se ducea acolo, spunea: aduc și o jertfă, Doamne, pentru filisteni, pentru hetiți, pentru egipteni, pentru toată lumea asta, Doamne, mântuiește pe toți. El nu făcea lucrul ăsta.
El ducea pe umerii lui povara copiilor lui Israel. El avea pe pieptul lui, pe inima lui, povara păcatelor copiilor lui Israel. Când Domnul Iisus Hristos, care a fost Dumnezeu și care are o cunoaștere infinită a tuturor păcatelor noastre și a noastră, când s-a dus la crucea de la Golgota, El ne-a știut pe fiecare în parte și a știut toate păcatele noastre. Cu fapta, cu gândul, cu vorba, cu atitudinea, toate păcatele noastre. Și El într-un mod conștient și-a asumat vinovăția păcatelor noastre și a fost condamnat pentru noi. Este un lucru fantastic lucrul ăsta. Să știi că te-a avut pe inima Lui. Să știi că a purtat povara păcatelor tale. Și tu nu mai ai această moarte legală, da? Nu mai ești condamnat pentru că El a fost condamnat. Moartea, de asemenea, există o moarte spirituală care înseamnă despărțirea de Dumnezeu. Asta înseamnă moartea spirituală, despărțire de Dumnezeu. Este fracturată relația cu Dumnezeu. Și se întâmplă același lucru la cruce. Domnul Iisus Hristos are o scenă pe care mulți oameni nu o înțeleg și zice, uite, de fapt el nici măcar, el credea că o să fie Mesia, că o să fie primit și moare Domnul Iisus Hristos foarte descurajat. Nici vorbă. El acolo experimentează într-un fel, într-o altă măsură, moartea spirituală. El strigă, Dumnezeu meu, pentru ce m-ai părăsit? Asta ar trebui să strigăm fiecare dintre noi. Dar nu o să strigăm dacă ne punem încrederea în Fiul Lui. Pentru că El a fost părăsit de Dumnezeu, El a fost despărțit de Dumnezeu, a suferit această moarte spirituală, El a fost separat de Dumnezeu. Și El fiind Dumnezeu, n-a trebuit să sufere o eternitate cum trebuie noi să suferim. El într-un fel a consumat, a suferit atunci despărțirea de Dumnezeu la un nivel care acoperă toată eternitatea. Noi trebuia o eternitate să fim despărțiți de Dumnezeu, El în momentele acelea a ispășit absolut totul. Fiind Dumnezeu, aducând o jertfă de o valoare infinită, da? Deci moartea legală, moartea spirituală a fost suportată de Domnul Iisus Hristos și moartea veșnică. Separarea veșnică de Dumnezeu. El a suportat-o în locul nostru. Scriptura ne spune despre Domnul Iisus Hristos un text foarte intrigant. El a fost făcut păcat pentru noi ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în Hristos. El a fost făcut păcat pentru noi. Tot păcatul nostru a fost pus pe Domnul Iisus Hristos. De asta Scriptura spune aici că a nimicit moartea. Dacă îl primești pe Domnul Iisus, dacă crezi în El, în urma lucrării Duhului Sfânt, dacă te întorci la El, dacă te pocăiești, nu mai ești condamnat, nu mai ai moarte legală, nu mai ești separat de Dumnezeu, nu mai ai moartea spirituală și sub nicio formă nu vei experimenta moartea a doua sau despărțirea eternă de Dumnezeu. Pentru că Iisus le-a purtat pe toate în locul nostru. Și al doilea lucru pe care spune, nu doar că a nimicit moartea, spune a adus la lumină. Imaginea aceasta a aducerii la lumină, a adus la lumină viața și neputrezirea prin Evanghelie. Dar așa sunt luminați oamenii. Dacă eu vreau ca oamenii să fie luminați și să afle de mântuirea asta, trebuie să expun Evanghelia. Acolo vine lumina. Eu nu pot să luminez pe nimeni, eu pot să predic Evanghelia. Și Duhul Sfânt aduce lumină, da? Face lumină. Ce a adus la lumină? Zice viața și neputrezirea. E cam același lucru. Viața și neputrezirea. Din nou, avem aceste trei tipuri de viață. Este viața legală. Viața legală, noi suntem vii față de Dumnezeu, noi suntem condamnați. Suntem vii față de Dumnezeu, da? Nu avem nicio condamnare asupra noastră. Juridic vorbind, da? Legal vorbind. Suntem văzuți de Dumnezeu ca sfinți înaintea Lui. În Scriptură se folosește expresia socotiți neprihăniți. Acum, practic, niciun dintre noi nu este neprihănit, nu este perfect, nu este desăvârșit. Dar ce a făcut Dumnezeu cu Adam când l-a îmbrăcat cu hainele acelea făcute din piele, da? Luate din animale pe care le-a sacrificat? Același lucru face Dumnezeu cu noi prin Hristos. Ne îmbracă cu neprihănirea Lui. El a fost fără păcat. El a plătit pentru păcatele noastre. Și imaginează-ți neprihănirea lui Hristos, perfecțiunea Lui pusă peste tine. Tu care știi ce gânduri ai, ce trăire ai, ce fapte ai, ce lucruri ai făcut în viața aceasta. Toate lucrurile acelea nu mai sunt văzute de ochii lui Dumnezeu pentru că suntem îmbrăcați în neprihănirea Domnului Iisus Hristos. Asta se cheamă justificare. Asta e viața legală. Este o viață nouă, da? Este o viață nouă, o viață practică care avem prin Duhul Sfânt în nașterea din nou. Legea Duhului de viață, spune Scriptura, în Hristos Iisus, m-a eliberat de legea păcatului și a morții, da? Dacă până în momentul mântuirii am fost dispus spre păcat, înclinat spre păcat, doritor, iubitor de păcat, se întâmplă ceva, nu doar juridic vorbind, da? Dumnezeu zice, ești justificat, ești socotit neprihănit datorită lui Hristos, El face și ceva în noi. El nu ne dă justificarea să avem pe frunte, sunt neprihănit prin Domnul Iisus Hristos, pot să trăiesc cum vreau. Nu, El face ceva și juridic, legal, dar face ceva și în noi. Da? Și asta se cheamă regenerare. Am vorbit deja despre ea. Da? Este o viață nouă care ni se dă prin Duhul Sfânt. Este o dispoziție nouă. O înclinare a sufletului nostru în întregime către lucrurile lui Dumnezeu. Către împărăția lui Dumnezeu. Da? Asta este mântuirea. Asta este regenerarea sau nașterea de nou. Și este viața veșnică. Este viața veșnică pe care noi o numim deseori glorificare. Da? Când vom gusta toate bunătățile promise de Dumnezeu pentru noi, fie că Domnul vine să ne răpească, fie că murim și trecem dincolo la Domnul. Acum, toată mântuirea asta despre care am vorbit,
pe care am împărțit-o în trei părți, și așa mi se pare cum parte Pavel, ce a făcut Dumnezeu în noi, a produs mântuirea, ce a făcut Dumnezeu în veșnicie, a plănuit mântuirea, și ce a făcut Dumnezeu în Hristos, a procurat mântuirea acolo, este conținută în Evanghelie, pentru că spune aici așa, a nimici moartea și a adus la lumină viața și neputrezirea prin Evanghelie. Oamenii nu sunt mântuiți prin creație. Să uită, uite ce copac maestos, trebuie să fie făcut un Dumnezeu. Am așa o reverență pentru el, dacă a făcut un copac atât de mare, trebuie să fie mare Dumnezeu ăsta. Da. Uite, în natură, așa să taie respirație, vezi niște stânci grozave, o cascadă. Cred în Dumnezeu ăsta care l-a făcut, nu știu prea multe lucruri. Creația nu-ți dă foarte multe detalii despre Dumnezeu, trebuie să ajungi la Evanghelie. Da? Noi nu suntem mântuiți prin creație, nu suntem mântuiți prin faptele noastre. Unii zic, doamne, trăiește Evanghelia, dacă e necesar, mai folosește și cuvinte. Prostii. Prostii. Spune-mi tu ce fapte poți să faci ca să vadă jertfa Domnului Iisus. Sau justificarea, sau regenerarea. Sau moartea Domnului Iisus ispășitoare, răscumpărarea. E absurd, n-are nicio logică. Poți să faci ce fapte vrei tu. Asta, în cel mai bun caz, vor fi o reclamă bună pentru Evanghelia. Dar sub nicio formă nu sunt Evanghelia, faptele tale. Sfințirea ta nu este Evanghelia. Sfințirea ta este efectul Evangheliei. Da? Efectul Evangheliei. Mântuirea despre care am vorbit acum este conținută în Evanghelie. Și închei cu câteva observații din contextul acesta. Uitați ce spune Scriptura. Scriptura spune așa. Versetul 5. Mi-aduc aminte de credința ta neprefăcută, care s-a sălășluit întâi în bunica ta lui, sunt mama ta Eunice și sunt încredințat că și în tine. Credința în ce? Deci și tu, trei generații, bunica, mama, tu, aveți credință. Mi-aduc aminte de credința ta. Credință în ce? Păi în credință în Evanghelia despre care am vorbit aici. Versetul următor, versetul 6, ca să vedeți că totul e legat de Apostolul Pavel, de această Evanghelie și de această mântuire. De aceea îți aduc aminte să înflăcărez darul lui Dumnezeu care este în tine prin punerea mâinilor mele. Dar care l-a ajutat să facă ce? Pavel îi spune, de exemplu, în epistola aceasta, împlinește-ți sau fă bine slujba unui evanghelist. Propovăduiește cuvântul. Ține dreptarul învățăturii sănătoase. A avut un dar de la Dumnezeu specific pentru Evanghelie. Da? Cineva îmi spunea la un moment dat că în biserică la ea avea pe cineva care avea darea de a sta la fumuri și la nu mai știu, la fumuri, ce să mai fac? Lumini și fumuri. Zice, asta e darul meu, stau la lumini și la fumuri. Nu ai nevoie de darul care stai acolo, deci crede-mă. Darul pe care Dumnezeu ți-l dă întotdeauna va fi într-un fel sau altul. Acum avem nevoie de lumină. Gândiți ce ar fi dacă am stat în beznă aici, dar nu mă înțelegeți greșit. Trebuie cineva să dea drumul la lumină. Dar nu e un dar. Darul întotdeauna Duhului Sfânt este legat de Evanghelie. De Evanghelie. Și mi-a plăcut ce a spus Ovidiu la început. Ăsta este adevărul. Dacă în cele mai multe adunări din țara asta oamenii ar fi convinși că misiunea noastră principală este să fim martori a Domnului Iisus Hristos în exterior, nu s-ar îngrămădi oamenii să vină să stea pe scenă, corect? Adică noi vrem să facem nu știu ce activități, să inventăm lucruri despre care Biblia nu spune nimic. Dacă oamenii s-ar obosi în timpul săptămânii, în fiecare zi să-L mărturisească pe Hristos, ar găsi o satisfacție în mărturisirea Domnului Iisus Hristos și o prezență și o plinătate și o putere a Duhului Sfânt pe care nu vor găsi nicăieri în altă parte și s-ar mulțumi cu cei acolo. Nimeni nu s-ar împinge să facă lucruri despre care Biblia nu spune absolut nimic. Absolut nimic. Nu că sunt rele, dar Biblia nu spune absolut nimic despre ele, da? Darul care mi se dă pentru a sluji Evanghelia. Pentru a sluji Evanghelia, da? Versetul 7. Căci Dumnezeu nu ne-a dat un duc de frică, ci de putere, de dragoste și de chibzuință. Vrei să experimentezi lucrul ăsta? Putere, dragoste, chibzuință, înțelepciune? Păi dacă da, să nu-ți fie rușine de mărturisirea Domnului nostru Iisus Hristos. Asta e versetul următor. Pentru asta ți-a dat Dumnezeu Duhul Sfânt. Pentru asta e credință, pentru asta e un dar, pentru asta e Duhul Sfânt, un duh de putere. El se va manifesta când te duci cu Evanghelia. Când te duci cu Evanghelia. Să nu-ți fie rușine dar de mărturisirea Domnului nostru, nici de mine întemnițatul lui. De ce să nu-i fie rușine? Pentru că Pavel, auziți, Pavel predica Evanghelia, ci suferă împreună cu Evanghelia prin puterea lui Dumnezeu. Asta te-a ajutat să suferi. Eu asta și m-am gândit deseori. Oamenii ăștia, sfinții ăștia care au trăit în țara noastră și au suferit în închisorile comuniste și i-au pus să ia cina Domnului cu fecale. Nu știu dacă sunteți conștienți de ce au trăit oamenii. Au fost dezbrăcați și pus goi pe ciment. Au fost călcați în picioare. Și au compus cântări. Și le-au ținut minte. Eu cred că poate îmi pierdea mințile acolo. Și le-au ținut minte. Sute de cântări. Le-au ținut minte. Cum au experimentat lucrul ăla? Nu da nimeni drumul la fumuri, nici la lumină. Nu erau îmbrăcați bine. Nu erau pe scaune confortabile. Nu au zis cântul ăla la harpă ca să-mi vină ungerea. Nu. Și ce au experimentat, s-au dus acolo în închisoare pentru Evanghelie. Și acolo au experimentat puterea lui Dumnezeu cum n-au experimentat nicăieri în altă parte. Mulți dintre noi spuneau, aș vrea să experimentez puterea asta. Deschideți gura și spune ceva despre Domnul Iisus Hristos. Mărturisește pe Domnul Iisus Hristos. Aș vrea și eu să pot suferi. Mie mi-e rușine numai să mă duc să-i spun la cineva ceva despre Domnul Iisus Hristos. Ce suferință pentru Hristos! Deschideți gura. Duhul Sfânt se va manifesta în contact cu Evanghelia. Când este Evanghelie, vine Duhul Sfânt.
Când este Evanghelia biblică, adevărat, când este mântuirea aceasta, vine Duhul Sfânt, vei experimenta ceva ce nu poți experimenta în niciun alt context. Să nu-ți fie rușine, dar de mărturisirea Domnului nostru, Domnul ăsta care face mântuirea asta. Nici de mine întemnițatului, da? Cel care predica și el Evanghelia asta și suferea pentru Evanghelia asta. Suferă împreună cu Evanghelia prin puterea lui Dumnezeu. Vedeți când vine puterea lui Dumnezeu. Toate lucrurile pe care le spune Pavel aici, Duhul Sfânt, credința, darul Duhului Sfânt, puterea lui Dumnezeu, toate sunt legate de Evanghelie. Și la versetul 9 el începe să vorbească despre Evanghelie. Asta e mântuirea pe care o aduce Evanghelia asta. Asta e mântuirea pe care noi trebuie să o comunicăm. Asta e mântuirea care într-un fel atrage prezența Duhului Sfânt, puterea Duhului Sfânt, darurile Duhului Sfânt, manifestarea Duhului Sfânt. Am vrea să vedem lucrurile astea. Trebuie să credem mântuirea aceasta, Evanghelia aceasta, trebuie să predicăm Evanghelia aceasta și trebuie să ne întemeiem. Vedeți, Dumnezeu întemeiază întreaga viață acestor doi oameni. Niște doi oameni extraordinari. Întemeiază pe Evanghelie. Ei știau mântuirea. Știau deja Evanghelia. Dar Apostolul Pavel își dă seama că ei trebuie să-și aducă din nou aminte, pentru că ăsta e aerul pe care îl respirăm. Asta e atmosfera în care trebuie să trăim. Să nu ne pierdem ținta, să nu ne pierdem busola. Veți face poate multe activități, sunteți oameni de acțiune. Super. Niciun fel de problemă. Dar să nu pierdeți din vedere. Scopul principal al nostru este să predicăm Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Vrem să experimentăm puterea lui Dumnezeu, trebuie să predicăm Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Vrem să vedem daruri active în adunare, trebuie să predicăm Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Vrem să experimentăm această putere, eliberarea de frică, de rușine, trebuie să predicăm Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Vrem să suferim cu folos, trebuie să predicăm Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Pavel întemeiază totul pe Evanghelie. Dumnezeu să vă ajute pe voi, să ne ajute pe noi, fiecare unde suntem, să predicăm Evanghelia. De asta distanța nu e prea lungă. Pentru că Evanghelia este ceva care te atrage, ceva minunat. Pentru mine gândul de a mă duce 500, 600, 700, 800 de kilometri este irelevant că trebuie să mă duc. Ca să mă duc în fața unor oameni să le pot spune Evanghelia este suficient. Este suficient. Dacă n-ai Evanghelia asta, dacă aș avea o jumătate de mântuire, n-aș fi făcut nici 10 kilometri. Dacă aș avea o mântuire care începe acum și tu poți să o pierzi la 2 minute după aceea, nu m-aș fi închisit. Dumnezeu să aibă milă. Dar eu știu. Apostolul Pavel, și închei cu cuvântul acesta, auzi ce spune Apostolul Pavel. Pavel zice în final așa. Și din pricina aceasta sufăr. De ce? Că am Evanghelia asta. Dar nu mi-e rușine. Că știu în cine am crezut. În cine? În Hristosul acesta. Și sunt încredințat că El are putere să păzească ce i-am încredințat până în ziua aceea. El are sigur de lucrarea pe care o face Evanghelia. El are sigur că ce a început Dumnezeu va duce la bun final. El pentru asta s-a zbătut. Dar pentru că astăzi avem evanghelii distorsionate, avem evanghelii ciuntite, avem evanghelii rupte, avem jumătăți de mântuire, eu n-aș putea să respect Dumnezeu ăsta care îi predestinează, n-aș putea să respect Dumnezeu ăsta care a hotărât, care a rânduit, care... n-aș putea să respect nu știu ce Dumnezeu, du-te cu evanghelia ta de 2 lei și nu o să fie mântuit nimeni. Și nu o să fie mântuit nimeni. Și n-ai să fii gata să suferi pentru ea, n-ai să vezi puterea lui Dumnezeu pentru că te duci cu evanghelia de 2 lei, căreia Duhului Sfânt este rușine de ea. Și este întristat Duhul Sfânt de evanghelia aceea. Dar dacă ai evanghelia asta, ai viața, toată viața, cu toate elementele ei descrise în acest cuvânt al lui Dumnezeu, să vă binecuvânteze Dumnezeu cu această Evanghelie. Amin.